Tisida, pe scurt ARAS, filiala Iași, implementează în acest oraș unul dintre cele 20 de proiecte pilot societar. Este vorba de proiectul Think Positive, Stay Negative, finanțat de ANCPDFP prin programul Tineret în Acțiune. Proiectul își propune două mari obiective. Pe de o parte, să formeze un grup de voluntari la nivel local, capabil să sensibilizeze tinerii din oraș și din împrejurim, pentru a se testa periodic împotriva HIV. Și pe de altă parte, să sensibilizeze populația tânără sau mai în vârstă, din Iași și din comunitățile rurale din împrejurim, să se testeze periodic împotriva acestui virus. Proiectul Think Positive, Stay Negative dăm foarte mare importanță siguranței. În cadrul trainingului de la Durău, am avut grijă să facem un instructaj foarte serios în ceea ce privesc pericole, iar în cazul proiectului nostru cel mai important, Memorialul Internațional al Mânărilor Aprinse, cineva, asta a fost instrumentul de bază. Siguranța înainte de toate. Pe partea economică am încercat să încurajăm schimburile non-monetare. Așadar am avut trocuri sociale, să spun așa, între asociații, ligi și alte instituții. De exemplu, noi am putut să dăm la schimb prezervative și am luat în schimb un foarte frumos sistem de sonorizare care ne-a fost de mare folos în cadrul memorialului și cu alte ocazii în care. Pentru noi, voluntarii sunt foarte importanți și încercăm să le asigurăm condiții de muncă decente. Pentru asta, fiecare voluntar are contracte de voluntariat, inclusiv voluntarii care au sub 18 ani, aceștia nu având nevoie de acordul părinților pentru a desfășura activitățile în cadrul proiectelor. Mai sunt și diferite instrumente prin care putem face orientarea fiecărui voluntar în funcție de activitățile pe care acesta dorește să le efectueze. Noi la Asociația Română Antisida vorbim despre atitudine non-discriminatorie, vorbim despre valorile asociației. Noi încercăm, prin ceea ce facem noi, să aducem partea educațională în rândul tinerilor. Dar, din păcate, în zona rurală, tinerii nu au acces la aceste informații. Și noi am venit prin cadrul acestui proiect să prezentăm în mediul rural, din județul Iași, să prezentăm la niște licee, ore de educație de sănătate și educație sexuală. În afară de această parte pe care o prezentăm noi de educație de sănătate, noi implicăm în proiectele noastre și tineri defavorizați, tineri din mediul rural și, de asemenea, tineri din centrul de plasament, centrul de plasament din Iași și Bulivar. Cu aproximativ 4.000 de euro, proiectul nostru a avut rezultate maxime, un număr foarte mare de beneficiari. Astfel am realizat sesiuni de informare, educare și comunicare în mediul rural, în 5 comune, participanții fiind 1.200 de elevi. În mediul urban am făcut sesiunile în 5 licee cu 1.500 de elevi. La Memorialul Internațional al Mânărilor Aprinse au venit circa 2.000 de persoane din județul Iași. Memorialul Mânărilor Aprinse este una dintre cele mai importante evenimente de peste an pe care ARAS o are și este evenimentul nostru de suflet. Anul ăsta a fost a 16-a ediție a Memorialului Mânărilor Aprinse. Și ce este foarte important, că anul ăsta, mai mult ca niciodată, am reușit să implicăm comunitatea cum am putut noi mai bine. Dacă în anii trecuți, de exemplu, aveam participanți în Marșul Tăcerii vreo 1.000, dar cei mai mulți proveneau din ligi și alte organizații studențești, anul ăsta am avut 600 de persoane, dar erau aproape în totalitate din comunitatea ieșeană și noi asta am încercat să facem. Am implicat comunitatea cum am știut noi mai bine, prin parteneriate, prin sponsorizări, toată lumea a pus umărul, toată lumea a dat o mână de ajutor și așa am reușit să facem un eveniment extrem de mare, la care au participat aproximativ 2.000-2.500 de persoane și credem noi că am ajuns comunitatea ieșeană știe deja de acest eveniment, este un eveniment de tradiție și am ajuns. Pe întreaga perioada proiectului am avut grijă ca impactul negativ pe care acțiunile noastre l-ar fi putut avea asupra mediului înconjurător să fie minim. De aceea ne-am confecționat tricourile, am folosit materiale reutilizabile și produse locale ca bomboanele Bucuria. Și am avut mesaje eco-friendly în sediu. Ce vă spune mereu Ruby? Yeah.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.